Alianța pentru Unirea Românilor este alături de persoanele cu deficiențe grave de vedere care protestează în Piața Victoriei, după ce s-au trezit cu pensiile tăiate cu până la 80%. Chiar dacă tăierile sunt doar pe hârtie, acești oameni care au muncit o viață întreagă în condiții grele rămân cu pensiile înghețate pentru următorii ani. Solicităm guvernului Ciolacu să corecteze urgent aceste erori pentru ca în luna ianuarie toate pensiile să fie majorate cu rata inflației. Haosul creat de recalcularea pensiilor a afectat și alte categorii de pensionari, precum siderurgiști, mineri sau persoanele cu handicap, transmit reprezentanții AUR. Aceștia au depus în Parlament un proiect legislativ pentru modificarea legii pensiilor pentru a corecta nedreptatea făcută de PNL-PSD în privința persoanelor cu dizabilități.